Îs curios de ce ieri când s-o rugat Gabi, știu că nu știu dacă o mai fost subiectul sau așa, au fost la început, dar n-am înțeles nimic, ca să pornești... Ea era sigură! Să pornești aerul! Ai trecut pe lângă mine, Livian, hai să luăm de la început de la zero, hai să luăm de la zero cu Livian, cu Catalin și cu Gabriel, mă aud cumva că vreau să explic o situație. Roxana! Stai puțin, a trecut Livian și am zis, te rog frumos, oprește, l-a oprit, după aia m-a rugat Gabi, te rog frumos, oprește, nu l-a oprit, a stat puțin, a stat... Ai stat vreo 5 minute! Roxana! După mă roagă Catalin, l-a oprit, deci cum l-a oprit Livian, așa l-a oprit și eu, da, 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 hai zi! Stai un pic, la fel aceeași situație care am ieșit. Te ruga Gabi și ai zis, îți păc tocuri, mă doare. Lasă asta, că înainte și tu... Păi înseamnă că tu mă plagi, măi băiatule, că tu l-ai oprit în 2 secunde, ești nebun. Ce-a făcut în 2 secunde? Ia să vă explică ce a făcut în 2 secunde și el a făcut în 2 secunde. Dar voi nu înțelegeți. Mai băiatul, ceea ce a făcut eu cu Catalin, ai făcut tu cu mine, mai băiatul, a durat. Nu Gabriel, nu-i vorba de tine, nu Gabriel, nu vorbesc cu tine. E vorba de Livian că m-a ajutat 2 secunde să o plască, așa l-am ajutat de mult. O femeie, Roxana, Roxana, altceva e ideea, nu e ideea că de ce ai făcut-o, de ce ai făcut-o la Cătă și la Gabi nu? Dar fac la ce vreau eu. Eu te-am rugat frumos, te-am rugat vreo 5 minute frumos. Te-am rugat vreo 5 minute frumos. Era normal că... A, mă, Roxana, pe bune. Zi-mă ce vrei. Te-am rugat vreo 3 minute, m-am rugat foarte mult de tine. Da, mă, care e problema voastră? Și Cătălin ți-a zis decât o singură dată, oprește-l și hop. Are gura cea mai mare. Așa, mă, și-ai călat. Pau! Da, mă, ce vrei tu de la mine? Stai că zic eu! Ce vrei tu de la mine? Nu m-a ridicat în 200 de cum e asta? Nu, știți cum e asta? Aici e altă idee. E ca și la oprit, că s-a uitat Sergio la fundul ei, a făcut urât. Dacă era Andy, s-a uitat la fundul ei... Și tu, măi, tot știutorul care ești tu. Stai că a vorbit tu. Înțelegeți? Pentru că îl place. Știu eu. Ăsta e adevărul. Înțelegi unde e buba, mă. Nu înțeleg unde e buba. Ce vrei mai comprenzi asta? Nu vă supărați pe el. Dar nu înțeleg. Care e problema voastră? Că nu înțeleg. Am oprit un aer condiționat că nu înțeleg. Nu, că n-ai oferit. Nu e vorba de asta. Care e ideea? Dar nu știu ce v-a ambalat voi asta. De ce vă agitați. Bă, adevărat că s-a recunoscut. Pentru ce vă agitați voi, mă? Că nu înțeleg acum. Da, da, și după ce recunoscut acum a fost să-i fără. Vai de cap, mă, schimbați vă! Altceva nu mai rezolvim noi! O aprins aerul, o schimb, o închis! Schimbați subiectul, că n-are nimic! Corect, schimbați subiectul! Dar chiar e boring acest subiect! E boring, boring! O deschis aerul, o ghinilor! Adios! Adios! 737. Detaliile mici fac diferențele. Da, mă, lasă detaliile. Vorbește de altceva. Ăla care crezi că e nesemnificativ. Mai greu de ce să iasă Cătălin favorită în toate subiectele, Cătălin. Sunt săracul. Lasă, Cătălin, că-ți place și ție. Lasă vrăjala. Lasă vrăjala. Îmi place că voi interpretați tot ce face Cătălin sau se întâmplă cu Cătălin. E bine. Postează multe lișori cu Cătălin. Nimeni nu o să-ți dea Cătălin nimica. Tu pur și simplu că ai cerut ceva. Sunt în situația asta, băgat. Da, și ție nu-ți place, sărăcut. Nu prea-mi place. Da, săracul de tine ce nu-ți place. Auzi, Cătălin, nu-ți place. Nici nu-ți poți abține zâmbetul, așa vreau-ți pare. Ia-ți la fel. Băieți, hai tăceți. De ce minți că nu-ți place atât timp cât ieri căutai o scuză? Că știi, ea nu se potrivește cu turcul, ea e așa mai jucăușă, se potrivește cu tine, așa-i, Cătă? Eu nu sunt jucăuș. Nu, tu ești cel mai jucăuș. Nu se potrivește. Ea nu e de judecat, ea nu e de condamnat. Tu, tot împăciuitorul de aici. Mă, da, ce bunătate rară ai întâlnită în tine. Mai rar așa ceva, Cătă. Ion era bun. Mă scuz tu, Ligi, că nu. Eu nu mai scuz așa ceva. Joci un teatru ieftin. Nu mai am voie să spui părerea proprie și personală. Nu mai am voie să spun nici părerea. Lasă, lasă, lasă. Când o trebuie să spui părerea despre mine, ai spus-o într-un mod foarte prost. Ce crezi? Pe zero dovezi. Uite, pe zero ăsta. Zero dovezi. Zero dovezi. Fata asta, negru pe alb. Se văd mesajele și vii și spui că nu se potrivește cu turcul. Dar nu obligă nimeni să stea cu turcul. Aici nu ești forțat să ai o relație. Vrea să plece. Crede-mă. Vrea să plece. Stai pe lângă mine că ai numai de câștigat, Ligi. Tu pe lângă mine probabil ai de câștigat. Lasă mangleala asta că nu ține. Trebuie să schimb ceva și o să fie bine. Eu n-am ce să mai schimb. La mine e totul foarte ușor. Stai liniștit, Ligi, Cheti cu marea cu sare e bun. Ce? Bun cu promisiunea, cu marea cu sare, Cheti, ai încredere. Da, 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 da. Când mă chinui să vorbesc peste ceva și... Dacă la vârsta ta, Ligi, te mai păcălesc bărbații cu acata, e problemă. Așa sunt eu. Nu mă interesează. Cu sticla de apă. Aici ai prietena ta, te rog să vorbești despre ea. Despre mine nu-ți permite să vorbești. Ligi, știi ce mi se pare ciudat? El te place pe tine, dar e adevărat că te critică ca să te construiască. Da, mulțumesc că sunt la pământ, să mai rog ca Roxana să mă ajute. Felul cum te critică și felul cum îți zice, te pune într-o lumină ca și cum ai fi mai rău decât... Bravo! Ceea ce ești. Foarte adevărat. Și Roxana o apără. Roxana cum făcea Ligi cu Filip. Vrea să ajungi la nivelul ăsta. Lasă acum că nu ai. Roxana, o să lau pe Livian. Te rog, că Roxana nu mai e casă. Ligi pe Roxana, nu mai comentează. Vorbește de mine, vă rog. Ligi pe Roxana nu menajează. Poate într-o lumină total, știi? Dar pe tine nu știu ce te pune în lumină foarte proastă. Adică de la Ligi nu am așteptări. Livian, stai, știi de ce, Livian? Stați puțin. De ce? Că mă place. Din bun simț, Ligi, cred că din bun simț, și aici să-mi zici dacă am dreptate, ar trebui să-ți zic în spate. Dar bineînțeles, dar bineînțeles. La bineînțeles. Cu ce am criticat eu aici, mă? Ai făcut o varză ultimele... La favorit, ia du-ți aminte ce ai zis. Am făcut o varză eu? Livian, să vadă Roxana, mă, Livian. Ce treabă aveam eu cu ea la favoriți? Ai declarat că o placi. Corect, ai declarat că vrei să mă cunoști. Că vrei să o cunoști. Ai declarat că vrei să mă cunoști. Pe Ligi aici în emisiune, să nu vadă Roxana. Normal, că o critici și pe mama când e cazul. Dar o critici în spate, nu văzut tuturor. Nu, o critici în față ca să se schimbe, să vadă ce unde creșește. Da, și ciudat că Roxana unde-i de criticat, nu o critici, și din potrivă, îi alimentezi. La 10-a, Ligi, la Ligi, e adevărat, bă, dacă la 10-a greșeală, nu înțelegi, o zic în față. Nu de Roxana, mai zi, te rog o dată. Dacă la 10-a greșeală pe care o faci, nu înțelegi. Ți-o zic aici să-mi văzut tuturor că, bă, poate prins, dar nu la prima, a doua, a treia, a patra. Le-ați lezit în spate, bă, fata. Pe de unde știi tu că a fost prima? Aia, de unde știi tu? Pe la favoriți a fost prima. De unde știi tu ce vor fi cu Ligi afară? Păi zic ea! Îmi dau cu părerea că mă escănați. Îți dai eronat. Catalin, la favoriți, direct din start mi le-ai turnat aici în emisiune. Vedeți-mă, lucrurile se derulează foarte. Daiana, stai cu minte, Daiana! Ligi, auzi că tu mă aprobi dintr-un motiv ascuns, adică ai ceva interes vis-a-vis de mine. Care e ăla? Nu de tine, nu. Simt nevoia să fac un cuplu cu Livian. Știe mai multe despre genele noastre și de-aia e acum un pic așa. Nu e adevărat, eu nu sunt așa, eu nu sunt așa fără motiv, Catalin. Și dacă crezi că sunt o copilă la 2 ani, ți se pare. Da, vreau să întreb acum de ce e așa revoltată. De ce sunt așa revoltată? Pentru că o critici. Mai ai și răbdare să auzi când oamenii vorbesc. Dacă vrei să înțelegi, trebuie să faci. Nu știu dacă agresiv, dar îi spui prea multe. Ba, agresiv, eu așa, un pic agresiv. Nu-mi vorbire. Hai să nu mai vorbim, vorbește cu lumea. Îi pun o întrebare, nu știu, Filip se enervează pe mine, da? Îți dai sfaturi, construcții, nu să-ți dai ție sfaturi. Îți luăm băgăjelul, mergem mai acasă. Dar nici nu mai bagă, trebuie să mai bagă în problemă. Ligi, îmi cer eu scuze în fața ta, mergi în altă parte și... Auzi, Cătălin, dacă ai cumva impresia că am nevoie de un cuplu să rezist în această casă, te înșel grozav de tare. Eu n-am zis, tocmai ei... Te înșel foarte tare. Am stat 3-4 luni în casa asta fără să fiu cu unul măcar. Bun, dar acum acolo când sunt eu nervos... Tu când ești nervos, ce faci? Să nu te aștept să te bag în seamă. Poftim? Deci să nu te aștept să te bag în seamă. Nu, dar tu când ai fost nervos, nu m-ai băgat în seamă? Cum te-ai băgat în seamă? Păi da, nu știu, când ai fost tu nervos. Ai venit cumva pe nerv la mine în casă acolo? Și m-ai băgat în seamă? Că eu nu știu să mă fi băgat în seamă. Păi, da, ți-ai zis pe mine ce mă deranjează? Da. E simplu. Da, te deranjează. Puteai să-mi zici ce faci, mă? Gabi sau ce, oricum vrei tu. Da, am venit pe nerve și m-am așezat lângă tine. Dacă nu mă interesa, bun, eu am zis, Cătălin, vreau să vorbesc cu tine. Eram agitată, nu am avut treabă, nu m-am gândit să te salut pe tine. Păi și eu asta te întreb, bă, frate, bă, tu mă enervezi pe bune. Eu asta te întreb, putea să-și, bă, că era să zic altceva, bă, nu pot, ce te fac de aia să faci? Nu pot să zici simplu bună. Dar am vorbit cu tine. Nu am vorbit. După aia, după ce ți-a rezolvat treburile, aia ai vorbit cu mine. Da, pentru că am venit strict pentru o problemă. Băi, mă așteptam să zici ce faci sau să mă atingi, bă, ce faci? Da, adică o băgai de seamă. Nu te-am băgat în seamă. Nu mi-am dat seama să te bag în seamă. Aia zic, aia mă deranjează, e simplu, aia mă deranjează. Ligi, să mă scuzi tu că te-a luat un pic valul și te-ai îndrăgostit și eu nu răspund cerințelor tale. Să mă scuzi, Ligi. Aici ai văzut, măi, gigolo. Johnny, bravo. Să te simți, să te umfli pe tine. Băi, Johnny Bravo, băi. Vezi că Johnny Bravo își lua bătaie de la femei, nu-i Johnny Bravo. Johnny Bravo își lua bătaie rău. Ola, e macho man. Hai, fată, puțin. Unde-ți sunt aripi? Ola, e sexy. Mai poți să zbori? Nu le folosesc, că sunt jos. Te umfli acum în pene de nu mai poți nici tu. Dar de ce simți nevoia să te cerți cu mine? E bine. Uite-te ce frumoasă e, zâmbește. Acum o dă cu calde. Ligi, frumoasa mea, calmează-te, chilează-te. du-te, mă, de aici. Mă duc unde vrei tu, dacilează. Du-te, du-te, du-te. Nu o lua pe stă piciorcătă. Nu, 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 nu. E atât de frumoasă și îmi place atât de tare de ea. Vezi că te contrazici în ceea ce spui. Acum o secundă, nu, că sunt îndrăgostită și nu mai pot acum. Eu sunt atât de îndrăgostită de nu mai pot, de domnul Cătă. Și na, fetelor, eu trebuie să... Eu dacă vorbesc despre el, sunt foarte îndrăgostită. Acum mi-ai zis afară că sunt leșinată. Da, 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 pe coate mă târăsc aici. Ligi, promis să te împac. Chill, Cathy. Nu, te rog să mă scutești. Ești așa mișto când te enervezi? Da, eu sunt mișto oricând. Și mai ales când spun adevărul. Da, draga mea, ai dreptate, mi-am cerut scuze. O să încerc să nu te mai critic în... Nu, Catalin, încearcă să fii tu. Băgate și melodia, că aici chiar se potrivește, îmi place. Titanic, Titanic. Vreau un zâmbet, Ligi. Să-i faci, n-ai ce să-i faci. La acești doi oameni se vede atât de mult puterea dragostei încât eu am fost băgată camera în această inimioare, dar n-am ce să fac acum, sunt aceeași emisiune. Dacă ești emisiunii, ce să fac acum? Aia e! Nu există altă măscună mai mare decât tine. Și atunci te pună și pe tine. Eu nu sunt 100% sigur că tu nu mai vorbești cu el. Bun, atunci cum să știi? Gândește și vorbește și tu cu altele în continuare și eu vorbesc cu alții. Eu nu vorbesc cu altele și așa o să scoatem o relație. O singură greșeală am făcut-o și ți-am zis de ce. Da. Și aia seară dacă eu nu insistam la ea? Ce mă, la ce insistam, mă, tu? De ce? Bă, de ce nu mi-ai luat, mă, telefonul? Bă, iarătă ce vorbești. Păi nu ai vrut, înseamnă că spun eu că nu era nimic. Ai văzut decât eu... Nu, am văzut, Gabi, nu m-am încercat să fac mie psihologie inversă, pe mine nu mă interesează. Am văzut, am alea dacă una, bun, am și un grup, da? Nu știu, așa, sau ce era acolo, vezi că i-am dat și nume. Dar nu mă interesează. Așa, bun. Și aveai ăsta pe WhatsApp. De ce vorbești cu ea de pe WhatsApp? Frate, e grup de susținători. E grup de susținători. Și ai numărul privat, nu? Ai, Gabi, lasă vrăjeala. Daiana, Daiana. Daiana, mă las să vorbesc. Nu, nu, că eu nu te las că am dreptate. Pentru că eu dacă nu scria mesajul la seară să zic, Gabi, nu încerca să-mi dai vrăjeală. Bine, recunosc că este una care mă caută de pe grup. Mi-ai zis de... Păi măi, grup, dai să... Lasă-mă, lasă-mă în pace, că ai zis fix așa. Ascultă-mă. Plec. Ascultă-mă, ai zis fix așa. Ascultă-mă ce spun eu. Și nu te mai voi ta, că nu te bag eu în seamă, că nu-ți răspund eu. Catalin, am o întrebare și eu pentru tine. Vreodată i-ai spus lui Roxana să nu se mai bagi în seamă cu tine? Dar să nu mai facă scheme, că eu n-am văzut nici măcar o dată. Dar stați, fetelor, ați observat... Ați observat altceva. Nici măcar o dată n-ai zis, bă, de ce urmă să au zis la mine, când dădea inimioara, era Cătă Ligi. Pupici, pupici, pupici. Cătă Roxana, zâmbea din ochi. Da, normal. Ai văzut ce râdeam? Zâmbea din ochi, Cătă. Nici măcar o dată nu zici, bă, nu mai vreau să-mi cearcă. Păi și Roxana, dar eu la Cătă mă uitam. Și atunci a zis, bă, Roxana, stai deoparte, că eu vă... Auzi, Cătălin, vreau să te întreb ceva. Când te-am băgat eu pe tine în seama? Acum, în afară televizorul. În afară televizorul ăsta, care m-a pus mesaje. Nici acum nu m-ai băgat pe mine. Cu ce m-ai băgat? Păi și tocmai asta zic. Cu ce m-ai băgat tu pe mine în seama, că nici acum nu m-ai băgat? Ori ei să pară că vezi, Doamne, am făcut așa, da? Asta e băgare seama, da? Măscăriciule, liniștește-te. Faceți ce vreți, rezolvați-vă problemele oamenilor, că n-am ce treabă aici, pare rău. Știu, tu în spate, tu dai mesaje și te voi cărești pe... Ai, ai, viața, trebuie să fii... Doamne, ce frumos ești, bibică! Ești frumos. Mai probează niște tricouri. Vorbiți voi între voi, că eu n-am nicio treabă între voi doi, sincer. Am avut, poate, cândva, dar acum nu mai am ce treabă. Materialul ăsta cu mine și cu Roxana, că nu e important și nu vreau să discut. Păi nu, știi că nu e, dar n-aveți ce facem. Sunteți prea mulți îndrăgostiți în casă, arătați-ne dragostea, oameni buni. Eu n-am cu cine să arătăm. Arătați-ne dragostea, că eu asta vreau să vă la voi. Doamne, eu nu ajung la niciun numitor comun cu tine. Că n-avem cum să ne înțelegem. Tu vorbești de ceva, eu vorbesc de altceva și tu nu gândești la ce vorbesc eu. Criza de gelozie a plecat de afară. Nu e vorba de gelozie aici. Ce nu înțelegi? Tu mi-ai zis că de ce nu ți-ai zis ce era. Da, am zis de ce nu m-ai recunoscut că este o fată. Bine, mi-ai zis că este doar una din grup. De ce nu mi-ai zis de prima dată? Iar tu mi-ai zis că mi-era frică să nu te superi. Și de-aia zic că dacă ziceam, tot acum s-a ajunge la criza de gelozie. Și de aici tot aia pornea. Că de ce nu ți-am spus de prima dată ce și cum? Tot aici s-a ajungea, nu? Da, da. Cum da, da? Ai dreptate. Lasă-o și oricum deja mă doare capul. Păi te doare capul, mă dai și mine capul, că vreau să-ți explic că tot acolo s-a ajungea cumva. Bun, tot acolo s-a niciodată. Tot aia ziceam. Bun, și am zis că apreciez de 1000 de ori mai bine să-mi zici adevărul decât să-mi zici Daiana, e una din grupuri. Suntem la început, nu știu ce și cum te deranjează. Suntem la început, bun. Eu ți-am zis și ți-am mai zis, cred că ți-am mai spus de 2 ori asta, că apreciez mai mult să zici adevărul, că ești pe, adică și eu, dacă eu primesc acum un mesaj și tu mă întrebi, Daiana, ce cu mesajul ăla, eu zic, uite, așa, 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 așa. Decât să te mint, a, păi știi, nu știam de el, dar cred că e un băiat din grup, dar cred că nu știu. Nu, mai bine zic, da, uite, mi-a scris în privat, nu știu, am mai vorbit cu el sau nu am mai vorbit cu el până acum și eu cred că tu mă ierzi, adică 90% mă ierzi, decât să mint, exact oricum minciuna iasă la suprafață. Exact cum am făcut prima dată. Da, exact cum ai făcut prima dată, apreciez cum ai făcut prima dată, dar, a, nu, stai, că dacă mi-aduc bine aminte, nu mai râd decât dacă mi-aduc bine aminte nici prima dată. Mi-ai zis că ai vorbit 4 zile, dar și tu vorbiți cu o oră înainte. Cum facem? Ei, nu, vorbeam de 4 zile. Da. Vorbeați de 4 zile și ziua aia în care, și alea 2 zile în care ai trimis poze și în care eu știam cum tu ești îmbrăcată, la 2 nu se mai puneau, alea s-au scăzut sau cum, nu? De 4 zile vorbeam și la 2 era în ziua. Nu, ai zis că și te-am întrebat de când nu ai mai vorbit cu ea. A, de când? Atunci vorbeam cu ea. Atunci vorbeai cu ea? Atunci vorbeai cu ea, nu? Nu, mi-ai zis că nu mai vorbesc de 4 zile. Da, și ți-am zis de ce am vorbit. Da, bun, dar la fel, ascultă-mă, la fel nu mi-ai zis adevărul, a trebuit să insist, eu să zic ca să-mi zici adevărul. Trebuie să insist ca să zici. A, trebuie să insist, bine, dacă înainte nu o să mă insist, dacă mai văd ceva. A, pe vezi să nu văd, și ce fac, stai așa, ce-a fost cu faza că îmi dai telefonul când vrei tu? Da, ți-l dau cum vreau eu. Cum vine asta? Da, așa, ce? Deci înseamnă că ai ceva de ascuns. Da, am foarte multe chestii de ascuns. Păi, dar atunci o să ascund și eu foarte multe. Da. Hai să spun ceva. Nu mai suferi să-i faci complimente indirecte, Roxana, e bine? Nu dai foarte bine. Da, Ligi, nu-i vorba că îi faci complimente, e vorba că te pune pe tine aici și pe aici, înțelegi? Da, măi, dar poate să pună unde vrea, oricum eu. Da, Ligi, te pun pe tine. Eu știu unde sunt, nu trebuie să-mi pună omul ăsta nivelul, că eu știu unde sunt. Băi, dar cum să o lauzi pe Roxana că-i văd pe bătrân și Ligi nu se prinde de nimic? Nu se prinde de absolut. Ligi de absolut. Vezi că Ligi a fost capul cobrelor. Dacă Ligi... Dar eu așa, du-te, tu nu-i mai băgă în seamă. Dar n-am cum să bag în seamă. Nu-i mai băgă în seamă. Vorbești cu Roxana, nu mai vorbi cu ea. Și asta în condițiile în care Roxana s-o certa cu Ligi mai înainte. N-ai cum să-i ții parte la Roxana. Toată lumea vede într-un fel, mai puțin el, oameni buni. Nu realizați că toți vedeți cum trebuie. Era și ea Catalin în fiecare zi. Ce să vezi? Ce amuzat este fetelor. Tu ești cel mai amuzant, cred. Noi nu. E bine că vă aruncă oameni ăștia câte pastile și vă hap. Că te joci cu creierile noastre și că tu ești mai penibil și prost, crezi? E vina mea, o plică că merge mică. O dai prost, mă, căcă! Ce crezi? Îți dai rama pe față. Tu de ce ești acum frustrată? Mă place un cap băgat în seamă? Eu asta am înțeles. Mă scuzi. Îmi pare rău dacă te deranjează părerea mea, dar atâta timp cât tu susții că o placi pe Ligi, urât ce-ai făcut. Vrei să o plac pe Ligi cum vrei tu, în felul tău sau nu felul tău, ai urât să denigrezi fata care o placi. Toată lumea vede. Dar e adevărat, Roxana e mai șmecheră. Frumoasa mea, rămâi cu toată lumea, draga mea. Eu știu ce așteptam de la femeia mea. Tu nu le respecti în momentul ăsta, sau nu poți să le îndeplinești, rămâi cu prietenii tăi sau cu cine. Auzi, nu ești ceea ce caut eu, Catalin. Lasă-mă că știu eu, frate, nu ți-l poate arăta. Chiar nu ești ceea ce caut eu. Eu nu uita că tot complimentezi continuu, măi, omul, nu ține partea. Ieri Roxana a ieșit pe ușă, de-aia nu-l merită pe... Sau tu până are rost să stea cu Roxana, că ea îi jucă ușa, ea nu acte. Nu mai cu reflecte așa. Păi nu e apărarea. Și știi ce-i culmea? V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.